Procuratura Generală s-a autosesizat și a pornit urmărirea penală pe faptul difuzării înregistrării convorbirilor dintre Ilan Șor și Vladimir Filat, precum și afirmațiilor lui Renato Satei despre interceptarea convorbirilor unor demnitari și politicieni. Potrivit unui comunicat al instituției, urmărirea penală va fi efectuată de secția exercitare urmăririi penale în cauze de criminalitate organizată și excepționale din cadrul Procuraturii Generale, sub aspectul comiterei infracțiunii de violare a dreptului la secretul corespondenței. În cadrul investigațiilor și acțiunilor de urmărire penală, urmează a fi stabilite circumstanțele colectării de și difuzării convorbirilor respective, precum și alte eventuale fapte infracționale cu referință la circumstanțele descrise.